Polițiștii de frontieră sătmăreni au descoperit ieri, ascunsă sub bancheta din spate a unui autoturism, o femeie care intenționa să iasă ilegal din țară. Aceasta nu avea documente de călătorie valabile pentru a intra în spațiul Schengen. În punctul de trecere a frontierei Petia s-a prezentat pe sensul de ieșire din țară un cetățean german de 30 de ani care conducea un autoturism înmatriculat în Germania. La controlul autovehiculului, polițiștii de frontieră au descoperit, ascunsă sub bancheta din spate, o persoană de sex feminin în vârstă de 24 de care avea cetățenie ucraineană. Polițiștii de frontieră au întrerupt călătoria ilegală a femeii, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat și trafic de migranți, iar la final urmează a fi luate măsurile legale ce se impun.